Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, textul evanghelic de astăzi este un fragment din Evanghelia Sfaturilor, adică din predica de pe munte, în care Iisus oferea oamenilor sfaturi nemai auzite până la El în nicio altă religie a lumii. În aceste 6 versete de la Luca rostite astăzi, am auzit mesajul evanghelic al iubirii vrăjmașilor, mesaj care ne arată calea ce duce la țintă, adică la Hristos Domnul. Această poruncă a iubirii față de vrăjmași reprezintă culmea Evangheliei lui Hristos. Există o lege pe care a sădit-o Dumnezeu în sufletul omului, numită legea dragostei. Această lege poruncește fiecăruia să iubească și să nu facă niciun rău aproapelui. Dar ea nu se oprește aici, înaintează din ce în ce mai mult. Ne îndeamnă nu numai să nu facem răul, ci să facem bine celorlalți oameni. Aceasta este legea dragostei pe care o exprimă Hristos în Evanghelia de astăzi prin următoarele cuvinte. Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Această afirmație a Domnului a fost numită legea de aur a Evangheliei, precum atât de frumos spunea și Părintele Dumitru Stăniloae, că Tatăl l-a trimis pe Fiul în lume ca printre frați zicându-i, mergi și mântuiește-ți frații, spune-le lor adevărul mântuitor. Și odată cu spusa acestui cuvânt, arată-le jertfa ta, iubirea ta supremă. Prin porunca iubiți pe vrăjmașii voștri, Mântuitorul ne cheamă de fapt la o rezistență prin iubire în fața lucrării diavolului în lume. În lumea văzută, această poruncă a iubirii s-a dat ca doctorie împotriva mâniei, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Era nevoie de această doctorie pentru că, după cum ne asigură Sfântul Casian Romanul, Duhul Sfânt fuge din credincioși și mânioși. Sfântul Apostol Pavel, înțelegând slăbiciunile firii umane, îngăduie mânia, dar o condiționează. Mâniați-vă, dar să nu păcătuiți. Iar apoi sfătuiește pe efeseni, soarele să nu apună peste mânia voastră, ca să nu dați prilej diavolului. Prin urmare de mânia noastră profită diavolul. De aceea Sfântul Ignatie Teoforul trage următoarea concluzie. Nimic nu-i mai bun ca pacea în care încetează orice război al celor cerești și pământești. Referindu-se la porunca lui Hristos dată cu privire la iubirea de vrăjmași, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este, mulți părinți văd în capacitatea de a iubi pe vrăjmași un semn al desăvârșirii duhovnicești. Iubirea de vrăjmași este într-adevăr un criteriu al împlinirii primei porunci, aceea de a iubi pe Dumnezeu, după cuvintele Sfântului Ioan Teologul. Dacă spune cineva că îl iubește pe Dumnezeu, dar pe fratele său îl urăște, mincinos este. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Sfântul Maxim Mărturisitorul se face în mod nemijlocit ecoul acestei afirmații. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește întru totul și pe aproapele său. Iar Sfântul Ignatie Briancianinov spune că iubirea de vrăjmaș este treapta cea mai înaltă pe scara iubirii de aproapele. Dar să vedem care sunt pricinele pentru care se cuvine să fim mai buni cu cei ce ne voiesc răul. Sfântul Tihon din Zadonsk afirmă că și dacă n-am cunoaște un alt temei pentru a iubi pe vrăjmașii noștri, ar trebui să ne fie de ajuns faptul că Hristos ne-a poruncit să o facem. Iar dacă vom realiza cine este Hristos, ar trebui imediat să-i respectăm porunca. A iubi pe vrăjmași este o însușire pe care o are doar sufletul creștinesc, fiindcă și păcătoșii, vameșii și păgânii iubesc pe cei ce iubesc. Însă creștinii trebuie să urce la treapta cea mai înaltă a dragostei, adică să iubească și pe cei ce-i urăsc, nu doar pe cei ce iubesc.
să fie mulțumitori nu doar celor ce le fac bine, ci și celor ce le fac rău, să binecuvinteze nu doar pe cei ce binecuvintează, ci și pe cei ce îi blesteamă, să se roage nu numai pentru binefăcători, ci și pentru cei ce îi vatămă și îi prigonesc. Creștinul care a gustat din potirul iubirii duhovnicești poate să-și iubească vrăjmașii care nu pot să stingă focul iubirii dătătoare de atâta bucurie. Adevărații vrăjmași cu care avem și poruncă de a lupta sunt diavolii, căci lupta voastră nu este împotriva sângelui și a trupului, ci împotriva începătoriilor, a puterilor și a stăpânitorilor lumești, a întunericului și a duhurilor răutății. Învățătura Sfântului Siluan Atonitul despre iubirea de vrăjmași dovedește că nimeni nu poate ajunge pe culmile vieții duhovnicești fără să treacă de acest examen de maturitate, adevărată piatră de poticnire pentru cei mai mulți. Incapacitatea temporară de a iubi pe cei care ne sunt împotrivitori ar trebui cel puțin să nu conducă la ură sau violență la adresa lor, iar autoalimentarea urii duce la propria noastră pieire. Că spune Talasie Libianul, ura față de aproapele este moartea sufletului. Sfântul Siluan ne îndeamnă să-i suportăm pe toți cu bucurie și mulțumire pentru mâhnirile care contribuie la șlefuirea și desăvârșirea noastră duhovnicească, întrucât în cele din urmă harul lui Dumnezeu este cel care călăuzește treptat la iubirea potrivnicilor. Tot el mărturisea că pe când eram în lume îmi plăcea să iert din suflet și iertam ușor și mă rugam cu poftă pentru cei ce mă ocărau. Iar când am venit în mănăstire, pe când eram frate sub ascultare, am dobândit mare har și el m-a învățat să iubesc pe vrăjmași. Iubiți credincioși, Hristos, care a venit în lume ca să împlinească, să desăvârșească, să completeze legea morală, să lărgească hotarele iubirii și să arate desăvârșirea, nu vrea ca omul să se oprească în drumul iubirii. Vrea ca omul să înainteze, vrea ca omul să urce pe cele mai înalte trepte. Iubirea, așa cum învață Hristos, nu trebuie să se limiteze la un cerc îngust de oameni. Hristos, care a sădit în inima oamenilor legea dragostei, nu vrea ca ea să fie limitată și sufocată în limitele înguste ale unui sentiment care doar are numele de dragoste, dar în realitate este egoism, adorare și zeificare a sinelui. Iubirea pe care a propovăduit-o Hristos, așa cum vedem în Evanghelia de astăzi, sparge limitele înguste, se lărgește și se revarsă ca un râu în toată lumea. Hristos ne învață că trebuie să iubim nu doar pe părinți, pe prieteni, pe rude, ci chiar și pe străini și pe vrăjmașii noștri. Cât de clar se aude glasul lui Hristos, iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine, faceți bine chiar și vrăjmașilor voștri. Să privim la Iisus cel răstignit, iubirea pe care Hristos a învățat-o, El însuși a împlinit-o. Sus pe crucea muceniciei Lui și-a întins prea curatele sale mâini și a îmbrățișat pe toți oamenii, chiar și pe vrăjmașii Lui. S-a rugat pentru răstignitorii Săi și a spus acele nemuritoare cuvinte, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. În Vechiul Testament, ca pedagog spre Hristos, în cartea Leviticului scrie, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu urăști pe fratele tău în cugetul tău, dar să mustri pe aproapele tău ca să nu porți păcatul lui. Să nu te răzbuni cu mâna ta și să nu ai ură asupra fiilor poporului tău, ci să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În textul acesta, iubirea se evidențiază ca realizându-se în patru stadii. În prima parte avem invitarea urii față de frate. Urmează îndreptarea aproapelui, care trebuie să se facă fără nicio urmă de ură. Al treilea stadiu
interzice răzbunarea și pomenirea răului pentru fapte rele săvârșite în trecut. Iar al patrulea stadiu e porunca iubirii de aproapele, care trebuie să fie identică cu iubirea de sine. În Sfânta Scriptură a Noului Testament găsim mai multe îndemnuri la cultivarea iubirii față de cât ne vorbește Evanghelia de astăzi. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Iar eu zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru celui din ceruri. Iubirea aproapelui este semnul identității spirituale a ucenicilor lui Hristos, al creștinilor. Poruncă nouă dau vouă să-i vă iubiți unul pe altul. Precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Sfântul Apostol Petru îndeamnă pe creștini astfel. Fiți toți într-un gând, împreună pătimitori, iubitori de frați, milostivi, smeriți. Nu răsplătiți răul cu rău sau ocara cu ocară, ci dimpotrivă. Binecuvântați că spre aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea. Totodată, în Noul Testament se arată faptul că nimeni nu-L poate iubi pe Dumnezeu fără să-L iubească în același timp și pe aproapele său. Dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele să-L urăște, mincinos este, pentru că cel ce nu iubește pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-L iubească. Harul lui Dumnezeu, scrie Sfântul Siluan, vine și rămâne la cel care are dragoste către aproapele. Uneori de ajuns un salut pentru a simți o transformare spre bunătate, după cum ajunge o privire răutăcioasă ca să alunge iubirea și harul lui Dumnezeu. Iubirea de vrăjmaș pe care o cere Mântuitorul Iisus Hristos nu se poate realiza ușor, doar printr-un act de voință, ci și prin efort duhovnicesc. Iubirea noastră egoistă este în general posesivă sau calculată. Iubim dacă suntem iubiți, facem bine dacă ni se face bine, ajutăm dacă suntem ajutați. Sfântul Maxim Mărturisitorul enumeră motivele principale pentru care un om iubește pe aproapele său. Oamenii se iubesc unii pe alții, fie în chip vrednic de ocară, fie pentru aceste cinci pricini, sau pentru Dumnezeu, cum iubește cel virtuos pe toți, atât pe cel virtuos cât și pe cel ce încă nu este virtuos, sau pentru fire, cum iubesc părinții pe copii și invers, sau pentru slava deșartă, cum iubește cel slăvit pe cel ce-l slăvește, sau pentru iubirea de argint, cum iubește cineva pe cel bogat pentru a primi bani. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 20, spune: dacă vrăjmașul tău este flămând, dă-i de mâncare. Dacă este sete, dă-i să bea, căci făcând aceasta, vei grămădi cărbun de foc pe capul lui. Ce înseamnă a grămădi cărbun de foc pe capul lui? Cât ar fi cineva de rău, dacă noi îi dăm de mâncare, îl găzduim, îi astâmpărăm setea, îl punem pe gânduri, în așa fel încât să-l mustre conștiința, să-l ardă ca și cum ar avea niște cărbune aprinși pe cap. Sfântul Grigore, teologul, așa tâlcuiește. Cărbunii aprinși pe capul vrăjmașului înseamnă aprinderea gândurilor lui spre Dumnezeu și spre bine. Evanghelia iubirii față de vrăjmași nu poate fi împlinită în practică fără harul iubirii dăruit de Hristos. De altfel, însuși Mântuitorul spune, fără mine nu puteți face nimic, adică nimic bun. Iar Sfântul Apostol Pavel zice, toate le pot întru Hristos, cel care mă întărește. Deci când ne cere să iubim pe vrăjmași, Mântuitorul Iisus Hristos are în vedere nu firea umană păcătoasă, amestec de păcat și virtute,
ci firea umană ridicată din păcat, curățită prin pocăință și sfințită prin împărtășirea cu Sfintele Taine, deoarece prin acestea ni se împărtășește tocmai iubirea lui Hristos, care poate ierta pe vrăjmași, adică iubirea răstignită, dar biruitoare asupra păcatului, asupra morții și asupra iadului. Dacă cineva se roagă mult și postește, dar nu are dragoste pentru vrăjmași, sufletul său nu poate avea pacea. Iubirea pentru vrăjmași mărturisește prezența Harului. Iar prezența Harului aduce pacea în sufletul omenesc. Creștinul este omul păcii. Iar pacea sufletului este un bun esențial ce trebuie păstrat în viața lui. Dacă te rogi pentru vrăjmașii tăi, observă Sfântul Siluan, atunci va veni pacea la tine. Iar când iubești pe vrăjmașii tăi, cunoaște că e mare harul care trăiește în tine. Dacă nu ai dragoste, atunci cel puțin nu-i vorbi de rău și nu-i blestema și atunci mai bine va fi. Așadar, creștinul este chemat să iubească pe semenii săi cu iubire din iubirea lui Hristos, care se cere de la el și se dobândește prin rugăciune, post și fapte bune. Astfel, iubirea și pacea lui Hristos vor locui în inima omului, întrucât Hristos este pacea noastră. În acest sens, pacea sau armonia omului cu semenii săi este rodul unei păci interioare, pe care o dăruiește Hristos ca Domn al păcii celor ce caută și cultivă sfințenia și pacea cu toți oamenii. Iubiți credincioși, să învățăm să-L împrumutăm pe Dumnezeu, să-L facem dator, căci dacă împrumutăm pe cei de la care avem nădejde că vom primi înapoi, oare nu și păgânii fac același lucru? Iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți-le bine, căci mii le voiesc, iar nu jertfă. La acestea ar trebui să medităm noi dacă vrem să învățăm să-L împrumutăm pe Dumnezeu, să-L îndatorăm. Căci ați auzit cum s-a încheiat Evanghelia. Fiți milostivi, căci și Tatăl vostru cel din ceruri milostiv este. Lupta creștinului în lume cu lăcomia de avere, de plăcere și de putere, cu invidia și judecarea aproapelui, cu ura pătimașă și dorința de răzbunare, cu neputința de a ierta din inimă pe cei care la un moment dat sau în mod repetat i-au adus învinuiri și acuze nedrepte, este mai mult decât un exercițiu moral. Este o luptă spirituală nevoioasă în care creștinul face experiența concretă a constatării că numai cu ajutorul lui Dumnezeu poate birui natura umană păcătoasă, faptele rele și duhurile răutății. Fraților, iubirea aceasta este salvatoarea lumii, dar ne întrebăm cum o putem dobândi și cum o putem trăi. Trebuie să ne transfigurăm în această iubire divină după chipul Mântuitorului, al Fiului lui Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu se împletește cu iubirea de aproapele. În realitate este vorba de o singură iubire care se împarte la Dumnezeu și la aproapele. După cum spune și Părintele Sofronie Saharov, iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele alcătuiesc o singură viață. Pentru aceasta, dacă cineva crede că trăiește în Dumnezeu și iubește pe Dumnezeu, dar urăște pe fratele său, se află în rătăcire. Numai așa, prin porunca iubirii aproapelui, ni se oferă posibilitatea să constatăm dacă trăim cu adevărat în Dumnezeul cel adevărat. Să nu uităm că biserica este societatea iubirii, este societatea care îmbrățișează pe toți, unde fiecare este chemat să-și schimbe viața. Hristos îi cheamă însă pe oameni ca să se smerească înaintea lui Dumnezeu, să-și deschidă inima lor și să nu judece pe ceilalți, ci să iubească și să ierte. Iubiți credincioși, să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, întrucât fratele nostru este viața noastră
și să ne selim înainte, și să ne selim inima să iubească și pe vrăjmași, pentru ca Domnul, văzând efortul nostru, să ne dăruiască tot ajutorul. Amin.